Caracatița farmaciilor care eliberează rețete false are ramuri întinse și la Giurgiu. Un medic bucureștean care administra mai multe farmacii de pe raza județului Giurgiu elibera timp de 2 ani rețete false pe care le-a decontat la Casa de Sănătate. În rețete erau prescrise pastile pentru tratarea schizofreniei, un tratament care trebuia să fie însoțit de o scrisoare medicală dată de un medic psihiatru specialist. În urma cercetărilor s-a descoperit că persoanele pe numele cărora au fost eliberate rețetele nu au suferit niciodată de o boală psihică. Doctorul, în calitate de medic de familie, a eliberat mai multe rețete pe care le-a decontat prin intermediul a 3 farmacii la care era administrator sau împuternicit și pe care ulterior le-a înaintat către Casa de Asigurări de Sănătate a județului Giurgiu, creând un prejudiciu de peste 3 milioane de lei. Încă 11 persoane sunt suspectate ca fiind implicate în acest caz. În urma acestor acuzații, pe numele medicului, a fost emis un mandat de arestare pentru 29 de zile.